Și până la urmă toată schema, ce a fost? Doar o schemă prin care ei sifonau niște bani din salariile jucătorilor? Credem că am încercat să sun pe marele Cortasero. Am încercat să sun și n-am reușit să vorbesc cu el. N-ai dat de el? Nu. Mai știi ceva ce s-a ales de ei? Pe nu unde știu. Sunt? Cu ce se ocupă? Nu știu și am decis că, fiind o etapă dureroasă din viața mea, am decis să nu mă mai gândesc la ei și să încerc să trec peste acel episod. Când auzi de ei, ți se strânge un pic chiar stomacul de... Am palpitații. Acum am așa un nod de stomac când mă gândesc. Dar asta pentru că s-a întâmplat la Dinamo, un club la care țineai, sau pentru că te-ai simțit atât de păcălit, tu chiar crezând în toată construcția aia faraonică pe care ți-o promiteau ei? Păi dacă eu spuneam că... ciudă, nu? Dacă, acum, dacă eu spuneam că mă duc Dinamo în Champions League, gândește-te cum am simțit eu în momentul când mi-am dat seama că totul e fars. Tot acest proiect e o glumă proastă. Gândește-te cum te simți tu când îți dai seama că ai devenit țapul spășitor și după ce vezi că ai încercat să faci de toate în timpul ăsta, inclusiv să dai bani de la tine, inclusiv să ai rezultate, inclusiv în niște momente extraordinar de grele și după să fii cel mai vinovat, cel hulit de suflarea dinamovistă. Și asta m-a durut și mai tare, că cei care au fost în momentul ăla jucătorii poate să confirme lunile care le-am petrecut și situațiile în care am fost supus ca antrenor și nu le doresc niciunei persoane din lumea fotbalului.